Elevii Academiei Mircea cel Bătrân din Constanța s-au întors acasă după un voiaj de 4 luni. Pe toată durata voiajului, nava școală a parcurs 10.000 de mile marine, făcând escale în 11 porturi din 9 țări europene. Tinerii aflați la bordul navei școală Mircea au ajuns acasă după 4 luni de instrucție în care au vizitat 11 porturi. Această experiență i-a maturizat, după cum o spun chiar ei. Au acumulat cunoștințe noi și au aflat despre ei lucruri pe care nu le știau până să fie nevoiți să plece pe mare. E o experiență pe care o recomand și viitorilor mei colegi. Ai vrea să o repeți? Pot să spun că aș vrea să o repet, dar nu din ipostaza de student, probabil că din ipostaza de ofițer. Poate că m-am confruntat cu răul de mare, cu dormitul în hamac și activitățile care ne ocupau tot timpul. Voiajul a fost destul de lung în perspectiva mea, dar în același timp extrem de frumos prin activitățile pe care le-am desfășurat la bordul navei. Și cel mai greu a fost să îmi îndeplinesc sarcinile de lider în fața colegilor mei. Obiectivul principal al marșului a fost instruirea în domeniul navigației și practicii marinărești a viitorilor ofițeri și maestri militari de marină. A fost un succes. Militarii, atât germani cât și români, au cooperat și au desfășurat activitățile împreună la cel mai bun nivel. Sunt fericit și bucuros în același timp că nava s-a comportat foarte bine, echipajul permanent al navei s-a comportat foarte bine și de asemenea cadeții care au plecat cadeți din Constanța și iată se întorc marinari după 4 luni de zile înapoi în Constanța să-și reîntâlnească familiile, prietenii și bineînțeles Academia Navală Mircea cel Bătrân. Ambasadorul Germaniei în România a venit la Constanța special pentru acest eveniment și a ținut să amintească importanța relațiilor româno-americane. Sărbătorim în anul acesta 25 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie Român-German. Mi se pare că nu se poate fi un simbol mai perfect decât evenimentul de astăzi. Și personal, pentru că și bricul Mircea și eu suntem născuți la Hamburg. Și înțelegeți, asta este pentru mine astăzi un moment foarte particular. Mă simt ca acasă. De precizat este și faptul că 110 cadeți germani s-au instruit la bordul navei școală Mircea, alături de cadeții români și de alți 8 cadeți din Bulgaria, China, Grecia și Polonia. Nava școală Mircea a plecat din portul Constanța pe data de 23 mai și a făcut escale în porturile Franța, Spania, Olanda, Suedia, Finlanda, Germania, Polonia, Portugalia și Grecia. De-a lungul anilor, Mircea a folosit drept material didactic pentru zeci de generații de elevi și studenți ai școlilor de marină, fiind de altfel singura navă folosită la voiaje internaționale de lungă durată.